Polițiștii suceveni au confiscat 112 metri cub de material lemnos în valoare de 15.000 de lei și au împărțit amenzi contravenționale în urma unor controale efectuate la o societate de pe raza satului Pâraie din comuna Mălin. Astfel s-a constatat că societatea respectivă a deținut la punctul de lucru o cantitate importantă de material lemnos, fără respectarea prevederilor legale și nu a îndeplinit obligațiile privind efectuarea fotografiilor mijloacelor de transport. În cauză, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei și au confiscat materialul lemnos.